where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Nu, trebuie să deschidem doar așa. Da 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 da. 3 2 1 și. Deci aici bring on one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her? Turul meu este într-o stare jalnică și vreau un pic să-l șterg. Vă arăt imediat ce produs folosesc atunci când este așa. Nu este foarte murdar, însă pentru întreținere am să folosesc șervețelele dezinfectante de la Dettol. Aceste șervețele de la Dettol, ori așa în varianta cu lămâie, ori în varianta simplă, cu castravete sau fără nimic, fresh, aia fresh. Am să scot grilajele. Deci așa arată acum. Și mă apuc să șterg. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's... Și așa arată după ce am șters cu șervețelele. Este mare diferență. Și șervețelele alea, nu știu ce conțin, însă se comportă ca un degresant. Dan! Am terminat și acum vreau să fac siropul de căpșuni. Nu s-a topit tot zahărul, dar nu-i bai, se topește pe foc. Am să pun totul în această oală de fondă, că alta n-am, sper să-mi încapă. Și apoi pun pe foc și las să dea în clocot. Nu pun nimic altceva decât căpșun și zahăr. Du-te și mai spune o dată să se trezească. Da? Transfer totul în oală. Spre surprinderea mea mi-a încăput. Las să dea totul într-un clocot două și apoi sting și e gata siropul. Ca să se topească și tot zahărul. Asta e tot. Deci aici am terminat, cam așa arată. Mai las un pic să se răcească, apoi voi scurge totul, îl voi trece prin sită și apoi îl voi pune în sticle sterilizate. Deci mai mult de, să zic, 20 de minute n-am fiert la el. Da. Gata! A ajuns îmbrăcămintea pentru botez. Da. Și acum e oficial, îl deschidem. Și abia aștept să le văd, da, sunt happy, sunt foarte fericită, abia aștept să le văd. Nu le-am văzut până acum, stai să aduc o foarfecă. Mie că dacă plec de lângă Noa, iar începe să plângă. Mă ajută Dada și Noa și în casă este un pic de haos. Cert este că voi nu o să le vedeți, am să le văd doar eu. Eu am să filmez și o să introduc cadrele astea în vlogul următor. Însă îmbrăcămintea o veți vedea la botez. Așa mi se pare corect. Așa că dacă vreți să vedeți îmbrăcămintea pentru botez, stați pe fază și așteptați vlogul cu botezul. Ia să vedem cum sunt împachetate. Așa, o secundă. Nu, trebuie să deschidem doar așa. Da, 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 da. 3, 2, 1 și... Una, două, trei. Wow. Da. Mizeria provocată, făcută de Tiara. Super. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I want to spend the night at hers and bring her one of my t-shirts. Da, bună. Prieteni, bine ați revenit la un nou video.
Am zis să stau puțin de vorbă cu voi înainte să mă apuc de treabă. Astăzi... ce faci acolo? Mă invadează hainele. O secundă, puile, te rog frumos. Ia, ascultă, cred că a venit Alexandra. Uite să vezi. Mă invadează hainele. Mă invadează hainele, așa că astăzi este zi de haine. Am... vă arăt imediat. Mă lasă de loc fata asta să vorbesc. O secundă. Mă duc în altă cameră? Nu. Stai cu... Ok. Referitor la Q&A, îmi trebuie o zi în care nu-i tiara. Adică nu o zi, câteva ore în care nu-i tiara ca să pot să filmez liniștită fără să mă întrerupă. Și nu știu când reușesc. Cred că nu weekend, dacă e să mă... Ia să spun, mami, masa și ușu. O secundă. Mă duc în altă cameră ca să vorbesc dacă nu mă lași. Ce vă ziceam? Da, Q&A. Cred că o să mă... Mami. O secundă, da, da. Du-te și aranjează, te rog. Cred că vom merge în weekend la țară și atunci am să stau și am să fac acel Q&A pentru că n-am când, efectiv nu am când. Bun, asta voiam să vă zic de Q&A. Sper să mă înțelegeți că e așa o pauză între promisiune și faptă, dar v-am zis, nu trebuie să stea cineva cam o oră jumate cu ea ca să pot eu să filmez, nu știu cât am, cam cât îmi ia. Cert este că am primit foarte multe întrebări acum, am foarte multe întrebări și vreau să vă răspund la toate. Da, mami, imediat. Lasă că îl scot imediat, da, cam asta, cam așa arată. Cu doi copii am, cred că, 5 mașini de haine uscate. Mașini de spălat de haine uscate, înțelegeți ce vreau să zic? Cert este că sunt foarte multe, mă invadează, efectiv mă invadează. Nu știu pe voi, dar dacă nu le strâng o dată la două zile, după aia e jale, când se adună prea multe. Haideți să ne apucăm de treabă, că de vorbit putem să vorbim pe parcurs. Eu am să mă ocup să strâng un pic hainele astea și le voi împături mai târziu. Dar nu astăzi, mâine, că astăzi mergem la Bica. Da? Mergem la Bica, sunt pregătită, mami. Să merg la Bica? Da. Da, eu sunt foarte pregătită. Tu ești pregătită? Da, eu sunt pregătită. Eu nu sunt în băcată. Hai să te mergi. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time. Am aici în living, pe comodă, mormanul acesta de haine. E efectiv un morman. Am pus pe deasupra lucrușoare, că așa se întâmplă. Apoi, acesta este un stander. Acolo este al doilea stander, pe care, bineînțeles, și pe astea trebuie să le strâng. Și mai am și aici. So, asta e, să mă apuc de treabă. Pentru că am nevoie. Nu am ajut? Da? Ajut? Ok? Ok? Da? Stai acolo, cum înțelege, pune mami, că nu înțelege. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a life. I still want all of you and I know all your colors. And I guess because of that I can think of no other. Bun, cam așa arată mormanul. Luați-o pe tiara ca referință, e jumate cât ea. Da, și mă apuc de treabă. Hai, mă doare capul, deja. Nu te doare capul, o să te... o să-mi treacă. O să-mi treacă, nu? O să-mi treacă când sunt gata hainele mami și sunt împăturite toate. Atunci o să-mi treacă. Haide, să purcedem, zic. Să purcedem, da? Da, e.
supărat-o. M-ai supărat puțin, da. Știi de ce m-ai supărat puțin? Puțin. Da, dar știi de ce? Vezi să nu cași pe nouă. Știi de ce m-ai supărat? Nu. De ce? Că Dana nu vrea să rupeți. Pentru că n-am vrut să rupi astea, da? Și tu ce ai făcut? Mi-ai rupat o bucățică. Ai rupt o bucățică, nu? Da. Și mami nu s-a supărat. Ba, m-am supărat că ai rupt o bucățică. Ți-am spus să nu rup deloc. Mă doi că e mami și e Mădălina Cosmina. Da, mami, mami, e Mădălina Cosmina, dar mami, dacă îți spune să mă asculți, aș vrea să te rog frumos să mă asculți. Dar trebuie să pui mașa și ursul. Nu trebuie să pun mașa și ursul. Uite, vezi, tu ești la fel de neascultătoare cum e mașa. Și nu-mi place când tu te uiți... Trebuie să-l găsesc un muc. Eu știu că vrei să-l forezi, dar te rog frumos să nu mai faci asta. De ce? Pentru că nu-i frumos ca o domnișoară să stea cu degetele în nas. Independentă, sora ta. Da, e funny, nu-i așa? E funny. E foarte funny, ce să zic. Dar eu sunt foarte încăpățânată. Încăpățânată ești. Sunt supărată. De ce ești acum supărată? Ce s-a mai întâmplat? Cu grijă, da? Nu pe față. Uite. Mami, ușor. Dă-i în jos, că nu-i place. Era... Vreau să mă ascult, să rog, și să-i dai jos de pe păr. Da. Ține usta, te rog. Ia trebuia așa. Așa trebuia? Da. E sigur? Da. Pa, pa. Până acum am împăturit prosoapele, mai am prosoape, dar sunt pe dedesubt și am zis să mă apuc să le calc între timp, să le pun pe umerașe pe care trebuie puse pe umerașe. Nu aș pierde răbdarea? Mi-am pus aici masă de călcat și mă apuc ușor, ușor să calc, da? Da, aia și mai multe vin pe umerașe. Hai să mergem să aducem umerașe, vrei? Hai și tu cu noi, măi. Hai. Vreau să-mi pregătesc micul dejun și am să fac budincă de chia pentru că nu trebuie altceva. Am să pun aici două linguri. Două linguri de acolo. Și o cană de lapte. Puneau o cană de lapte. Puneau o cană de lapte. Uite, așteaptă un pic. Stai. Și vars-o acolo, încet, cu grijă, da?
Hai cu grijă, te rog, să nu vergi, da? Cu grijă, da? E ok, bravo. Nu-i nimic, nu-i nimic. Așa, amestec. Stai, mămică, îți dau acum șervețel. Amestec, pun la frigider, lasă să se umple. Da, mami, dar să se umfle prima dată și după aceea am să pun banană, dulceață și vă arăt imediat. Am reușit să-l adorm pe Noah și în stadiul ăsta sunt. O treime, să zic că am reușit să fac. Mai puțin și după aia beau. Mai puțin și după aia bei, bine. Pe aici am împânzit iară. Nu e cacableagă ăla. Hainele alea le-am pus pe numeraș. Alea le-am îmbăturit, am călcat, pantalonii i-am pus acolo, mai am o grămadă, dar da, haideți să termin aici, mai încerc o dată să văd cu câte rămân. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be you, I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah, only time will tell. I still want a... Haideți că e prea mare liniștea. Să văd ce face Dana. Ce faci acolo tu? Am dat lingurițele astea care fac eu adunante. Le-ai adunat acolo? Uite ce e acolo. Ce e acolo? Ceva. Că e banană. Da. Mai trebuie să se umfle. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes. Mai am acolo de călcat. Aici să pun șosetele chiloței la loc. Alea sunt, mă rog, erau împăturite. Până n-au mai fost. Astea sunt împătrite, asta mai trebuie să o calc și acolo ce vedeți. Aproape am terminat. Dar nu mai pot. Da, mami, și alea, și alea. Așa arată micul meu dejun, care este 12, este mai mult un prânz. Budincă de chia cu lapte, îndulcit cu ce vedeți în mijloc roșu, este gem de căpșuni, care mi-a rămas de la siropul de căpșuni, banană, ce-am mai pus fistic, am mai pus migdale, niște fulgi de ciocolată neagră și niște steluțe de ciocolată albă. Cam așa, asta e ce-a rămas din siropul de căpșuni. N-am pus pulpa, pulpa am scos-o, adică fructul, așa că l-am pus așa într-o caserolă și într-un borcan
Și am să consum așa, micul dejun cu iaurt, cu budincă de chia. Uitați un pic cât de bine mănâncă Știara budinca de chia și a pus și acolo gem. Da. E absolut... Dulce. E dulce? E absolut îndrăgostită de budinca asta de chia, să știți. Mm-hmm. Îi place la nebunie. Și vedeți textura care e. E dens așa. Da. Ne punem să mâncăm. Și ne auzim mai târziu, că mai am o grămadă de treabă. Budinca de chia. Deci, din toate, doar astea au mai rămas. Astea sunt de călcat, astea sunt de împăturit. Am dus toate la loc. Mai am acolo haine de spălat. Vreau să fac acum patul. Să le împătur pe alea. Alea sunt haine de la outlet, de la SH. Și mă gândeam să fac un haul cu haine de la second hand. Sunt haine pentru Noah, pentru mine. Rochițe, sunt foarte drăguțe și mă gândeam să fac un haul, iar alea sunt haine de ale soțului și trebuie să le calc, să le pun pe umerașe și în dulap. Și da, cam asta este situația. Eu am terminat de călcat tot mormanul acela de haine, am făcut și patul, am pus o mașină de negre, de haine negre, s-a trezit și Noah. Voi duce hainele la loc și după aia ne vom echipa să mergem la țară. Știi ce facem? Și cumpărăm și... Ce cumpărăm? Piscină. Cumpărăm piscină și mergem să ne bălăcim? Da. Bine. Și dai și apă caldă. Da. A doua, să plouă. Ba, nu o să plouă. Noi ne-am urcat în mașină și mergem acum la Dedeman. Vrem să mergem la Dedeman să luăm o piscină, v-a zis Dada. Și după aia să mergem la țară să o asamblăm, să o umplem cu apă și sper să mai prindem un pic de vreme. E 3 de vreme bună, e 3. Și începe să înnoreze. Așa că ne auzim puțin mai târziu, nu acolo de din piciorul și sper să stea cu minte ca să pot și eu să stau în față. Nu m-am mai machiat. Astăzi este nou make-up. Da, cam asta e situația. Ne auzim mai târziu. Cine? Acolo e Madalina Cosmina. Da? Da. Hai, da, haide să încoace. Și ce-am cumpărat? Și mai ce? Ce-ai cumpărat, mami? Mama! Era, ce avem aici? Ce-ai cumpărat, Dada? Asta. Cum se cheamă? Wow! Bravo, bravo! Și piscina? Foarte frumos, bravo! Ești happy, mami? Abia aștepți! Ești happy? Da, da. Noah. Pelinesu. Și acolo a pus mama apă. L-a încălzit. Da, trebuie mult mai multă, dar... Da. Nu știam ce fel de piscină să cumpăr. Foarte frumos. Da, foarte tare. Hai să te dau la umbră. Cum e, mami? E foarte frumos. E foarte frumos? Îl ajut pe tati, da, da? Cum? Așa faci? Bravo, mamă! Da, toate sunt același diametru? Ce bilete? Vrei să ajut? Ușor, mama, da? Dă-mi pe aia mică, tati. Uite cum pică tot copiii.
Tu, Xerox. Mai ai, mami, de așteptat un pic. Stai în funduleț. Așa, pe spate, fă cu mânuțele, joacă-te, hai, că-ți place ție bălăceala. Pe spate, uite că vine acum Bica cu găleata. Da, da, ia-ți uite eu cu apă. Nu, 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 vezi că cu apă. Ia-ți uite eu cu apă. Aaaa! Da, dar n-are nicio treabă. Ia-ți drumul la pântână. Acum, asta a fost. Ai de cap meu. Cum ai? Ești happy să vezi happy? E rece, nu? Da, treziți-te. Mama. Mama. Chiara. Hai, mami, treziște-te că e 9:30, mami. Hai să păpăm lapte cu cereale. Oh, scuze, să păpăm orez cu lapte. Hai, mi amor, hai. Hai, treziște-te. Hai, treziște-te, hai. Uite-l pe Noa. L-ai văzut pe Noa că s-a trezit? Hai, că vrea să se joace cu tine. Hai, te rog.
Hai, trezește-te. Stai la mine. Eu stau la tine. Scos limba. Nu știu despre voi, dar mie mi se par părăturile foarte, foarte scumpe. Ceea ce vedeți pe masă a costat 80 de lei, nici mai mult, nici mai puțin. Ești bucuroasă? Nu, sunt tristă, că sunt foarte scumpe. Presimt că soțul i-a fost foarte poftă de parizer cu brânză topită, aici este parizer, și pâine, și-a luat pâinea asta de la Tigris, pâine Tigris, parcă se cheamă, de la Carrefour, toate astea sunt de Carrefour. N-am mai cumpărat de mult și e pufoasă și crocantă, e super bună pâinea asta. Croasante cu unt, care are o listă așa super mare de euri. Nu poate să deschid asta, că e chiar. Roșii sherry. Și avem de la lăptăria cu caimac, pentru că îi plac fetei foarte mult astea cu gust tradițional. Și am zis să îi mai dau de la lăptăria cu caimac, îi dădeam când era ea mai mică. Stai o secundă. Avem lapte de băut, 2 sticle. Da, trebuie să pui un pahar. Iaurt de băut, 2 sticle. Și o sana. Și are caimac pe deasupra, sana. Da, 80 de lei de la Carrefour. Nu mai tu, nu mă, nici te enervezi, nu? That's how you know you've been in love.